Muzica a fost regine la Soroca. În premieră, la Palatul de Cultură, a fost desfășurat Festivalul Concurs al Creațiilor Proprii 2022. Aici au răsunat acordurile orchestrei populare, muzică ușoară vocală și instrumentală, dar și muzică corală. Concurs s-au înscris 11 concurenți. Toți au adus în scenă cele mai valoroase creații. Scopul festivalului este de a descoperi și a promova persoanele creative, talentele autohtone, promovarea și stimularea celor mai valoroase creații. Un festival minunat din toate punctele de vedere. Mi-a plăcut foarte mult să ascult toți interpreții. Am interpretat o piesă care mi-este foarte dragă. M-am prezentat cu o piesă instrumentală de muzică ușoară la saxofon. Trebuie să prezint încă o piesă vocală. Am venit cu două cântece populare care au izvorât din sufletul meu, textul și melodia îmi aparține. Pentru mine este o onoare enormă să revin acasă. Am studiat și am terminat studiile la Conservatorul din Cluj-Napoca și Conservatorul și Masteratul. De acolo am fost și angajat la Opera Națională din Cluj-Napoca. Ideea de a desfășura un festival concurs al creațiilor proprii la Soroca îi aparține lui Valeriu Bagri. Ideea era mai de mult. Eu aici, în anul ăsta, am pus-o pe hârtie, am făcut statutul, am făcut regulamentul. În Soroca avem atâția oameni talentați, atâți artiști care nu se pot manifesta. Președintele juriului, Gheorghe Mustea, care s-a aflat pentru prima dată la Soroca, a dat o mare apreciere participanților, menționând că pe viitor festivalul trebuie să devină unul național. Foarte mult mă bucur că Soroca sunt acei care au deschis alte drumuri, acelea spre a descoperi noi talente, de a descoperi noi lucrări. La prima ediție suntem și promovăm compartimentul muzical, este vorba de muzica corală, muzica instrumentală, muzica de stradă. Sper că acest festival noi vom face maxim ca să aibă continuitate, ca la alte ediții să fie promovate sau și alte genuri de artă. Într-un final, juriul a împărțit și premiile. Astfel, pe locul întâi s-au clasat patru concurenți, iar premiul mare a fost decernat maestrului în artă, Valentin Purice, numit la concurs Om din Cetate. M-am prezentat astăzi cu două lucrări, o sârbă și bătute. Aceste opere erau scrise 50 de ani în urmă. Eu am multe lucrări care se poate discuta la festivalul ăsta. Pe lângă trofee, câștigătorii s-au ales și cu premii bănești între 500 și 2550 de lei. Festivalul Concurs al Creațiilor Proprii a fost organizat de Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional.